Blocurile vechi din Timișoara sunt mai călduroase după ce Primăria Timișoara le-a reabilitat termic. 17 dintre acestea sunt finalizate, iar la altele se lucrează în acest moment. Blocurile vechi devin rând pe rând mai călduroase. 17 sunt gata, iar 33 de blocuri sunt în execuție. Recent, timișorenii care locuiesc pe strada Brândușei la numărul 4 și 11 și pe Calea Torontalului numărul 66 s-au alăturat familiilor pentru care factura a scăzut odată cu reabilitarea termic. Termică și pe timp de vară, confortul termic e mai bun. A fost o provocare să deblocăm programul, dar acum timișorenii simt beneficiile. A fost o provocare pentru că, din nepăsare și interese, Robo a înregistrat, eșec după eșec, cu programul de reabilitare termică, a insistat pe propria dorință, așa cum bine este obișnuința, și a ajuns la licitație după licitație ratată. Noi am gândit în afara tiparelor și am deblocat programul și am redat speranța timișorenilor care locuiesc în cele 3800 de apartamente. Transmite Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei.